chemați frumos aici, în, pe lacul Ciric, sunt aceste sălcii din spatele meu, care erau și acum vreo 20-30 de ani. Foarte frumos. Cam așa arată lacul Ciric acum, cum era odată și cum e acum. Salutare, salutare din Iași! După cum știți, am ajuns în Iași, în România, pentru a face vaccinele COVID și după aia vom pleca din nou la drum, dar până atunci sunt vreo 3 săptămâni de așteptat aici, am făcut prima doză, urmează peste 3 săptămâni a doua sau rapelul, cum se numește. Și până atunci ne vom căuta câte ceva de făcut pe aici, prin România. Și m-am gândit pentru început să tragem o tură prin orașul Iași, căci mulți nu cunosc frumosul oraș Iași. Apropo, ne aflăm acum în zona Bucșinescu. Și pentru cei care sunt curioși cum arată căminele studențești din Tudor, vom trage o plimbare pe aici, Complexul Studențesc Tudor Vladimirescu. Și bineînțeles, biserica care au făcut-o aici între cămine nu are nicio... Fiți atenți cum arată. Este de în altă biserică față de cămine. În fine. Și următoarea mea destinație în orașul Iași a fost să mă îndrept spre zona Copou, o zonă foarte frumoasă din Iași, cu multă, multă verdeață. Chiar acum urc dealul Copoului. Și ne aflăm pe o zi ploioasă în parcul expoziției din Copou, Iași. Acesta este parcul expoziției din Iași, un loc unde ieșenii vin să-și petreacă timpul liber, să se relaxeze, mai ales în zilele însorite, deoarece sunt foarte mulți copaci aici, după cum vedeți, și flori de asemenea. O grămadă de lalele în tot parcul. Foarte frumos. Parcul Copou este un loc unde ieșenii vin să se recreeze. Priviți ce frumos în jur! Parcul expoziției, cât și Parcul Copou, sunt două locuri care îi adună pe ieșeni și nu numai pentru a se destinde. Sunt două atracții turistice principale din Iași. Și tot aici, în parcul expoziției din Iași, avem și o toaletă ecologică cu plată. Cam așa arată. Frumos! Iar în față, acolo avem celebrul restaurant Casa Vânătorului, pentru ieșeni și nu numai. Acest parc este plin de verdeață, cu o mulțime de copaci. De asemenea, restaurante, găsiți aici locuri de joacă pentru copii, un parc unde te poți relaxa și destinde în liniște. Există aici în parcul expoziției și un loc special amenajat de joacă pentru copii, foarte bine întreținut. Numai că este cam gol acum. O replică a celebrului Arc de Triumf găsim și aici în parcul expoziției din Copou, în miniatură, bineînțeles. Și vis-a-vis avem stadionul din Iași. Imediat vom ajunge la Universitatea din Iași, cea mai veche universitate din România.
Aceasta este clădirea Universității din Iași, impunătoare, prima universitate din România. Acesta este Palatul Telefoanelor din Iași. Și de la Universitate din Copou am coborât în zona centrală a orașului. Iașul are o zonă centrală foarte mare și foarte diversă. Trebuie să menționăm că orașul Iași a fost menționat pentru prima oară într-un privilegiu comercial emis în anul 1408 de domnitorul Moldovei Alexandru cel Bun. Totuși, deoarece existau clădiri mai vechi de această dată, de exemplu, presupusa biserică armeană construită în 1395, se crede că orașul este mult mai vechi, cel puțin cu câteva decenii față de această dată. Acum, orașul Iași oferă o imagine unică prin așezarea sa. Să aruncăm și o privire pe strada Lăpușneanu, una dintre cele mai vechi străzi din Iași. Strada Alexandru Lăpușneanu din Iași, sau fosta uliță sârbească, este o stradă quasi-pietonală din Iași, situată în centrul orașului și caracterizată printr-o densitate crescută de obiective și evenimente culturale. Principala atracție turistică situată pe această stradă este Casa Catalgiu, astăzi sediu al Muzeului Unirii, fostă reședință a lui Alexandru Ioan Cuza, cât și a regelui Ferdinand. Vestita terasă Corso de aici din centrul orașului, care arată bine și în prezent. Iar aici avem Muzeul Unirii din Iași, aflat, cum am spus, pe strada Lăpușneanu, în centrul orașului. Acest muzeu este ultima reședință domnească din Iași a domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Și ajungem aici la vechiul cinematograf Republica, acum se numește Triamon, probabil așa s-a numit înainte pe vremuri. Iar vis-a-vis aici avem restaurant Clubul Bursei. Este vorba de terasa Iașiul. Hotelul Astoria, care a făcut parte din hotelul Traian și s-a separat după 90. Și am ajuns în Piața Unirii din Iași, unde s-a jucat cu mulți ani în urmă Hora Unirii aici. Piața Unirii, care odinioară era cunoscută ca Piața Veseliei, este locul unde s-a jucat pentru prima dată Hora Unirii, în anul 1859. Aici se intersectează trei mari altere istorice ale orașului, respectiv Bulevardul Ștefan cel Mare, fosta uliță mare, strada Alexandru Lăpușneanu, fosta uliță sârbească, și strada Cuza Vodă, fostă Golia. Aici se află statuia lui Alexandru Ioan Cuza din Iași, Grand Hotel Traian, Hotel Unirea și Palatul Braunstein. Este bine de știut că Piața Unirii din Iași este construită din marmură, fiind decorată cu mai multe fântâni arteziene. Un foarte vechi hotel din Iași, Hotelul Continental, de aici din centru, din Piața Unirii, alături restaurantul Hotel Select. Muzica.
Ca obiectiv principal în Piața Unirii de vizitat este statuia domnitorului Alexandru Ancuza, unul dintre monumentele istorice marcante ale orașului și regiunii. De asemenea, multe hoteluri, restaurante puteți găsi aici în zona Piața Unirii. Noi ne vom îndrepta acum spre zona Palatul Culturii și Palace Mall, deci mergem la mașină, luăm mașina și mergem, cum am spus, în zona Palatului Culturii. Este fostul magazin Moldova. Am înțeles că acum a devenit sediu de birouri. Și aceasta este tot zona centrală a orașului Iași. Vedeți pe dreapta clădirea prefecturii. Acum avem un pietonal pe strada Costache Negri și imediat vom merge spre Palatul Culturii din Iași. Aflăm acum pe esplanada Ștefan cel Mare, strada Ștefan cel Mare, care cu ani în urmă a fost închisă traficului auto și este doar pietonal. O zonă foarte frumoasă. Aceasta este primăria din Iași. Primăria din Iași se află în fostul Palat Rozet Roznovanu, care este un monument de arhitectură construit în secolul XVIII. Avem în față Teatrul Național din Iași. Foarte frumoasă clădire. Priviți această clădire din spatele meu. E vorba de Teatrul Național din Iași, care se află tot în zona centrală. Poate mulți dintre voi nu știați, dar Teatrul Național din Iași este cel mai vechi teatru național din România. Fost înființat în anul 1840 sub direcțiunea lui Costache Negruți, Vasile Alexandrei și Mihail Cocălnicianu. Și vis-a-vis de teatru, avem clădirea Mitropoliei Moldovei. Această mitropolie a fost înființată între anii 1381 și 1386 și recunoscută de Patriarhia Constantinopolului în anul 1401. Catedrala Mitropolitană, situată în centrul municipiului Iași, este un măreț monument istoric, cultural și artistic, ce adăpostește odoarele de preț ale Ortodoxiei, moaștele Sfântei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Thank you.
zona centrală se află și Biserica Trei Ierarhi. Aici, în plin centru Iașului, pe pietonalul de pe strada Ștefan cel Mare, găsiți o mulțime de tonete, căsuțe cu tot felul de obiecte de vânzare. Și în față avem binecunoscutul Palat al Culturii din Iași. Acest edificiu a fost ridicat între anii 1906-1925 și este creația cea mai însemnată a arhitectului român Berindei, format la școala pariziană. Clădirea inaugurată pe 11 octombrie 1925 a servit drept palat administrativ și de justiție până în 1955, când a fost destinat găzduirii unora din cele mai de seamă instituții culturale ale orașului Iași, reunite astăzi sub denumirea de Complexul Național Muzeal Moldova Iași. Iar acesta este binecunoscutul Palace Mall din Iași. Acesta a fost periplul nostru prin Iași astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like și să dați un share la acest clip video. Eu vă doresc o zi cât mai plăcută și ne reauzim curând. Numai bine!